24, președintele Partidului Național Liberal, președinte al Senatului României, Florin Câțu. Bună seara! Bună seara! Ce credeți despre ce s-a întâmplat? Am vorbit și eu cu domnul ministru Popescu. Ați spus impardonabil, este îngrozitor, dar să ne aducem aminte, nu este singurul incident. În momentul în care a fost depusă moțiune USR AUR, exact același lucru am avut de la aceiași oameni. Atunci erau lângă ei, erau și la USR, dar același comportament care nu a fost sancționat atunci. Faptul că n-a fost sancționat atunci, cu o plângere penală, a avut astăzi un eveniment în care a recidivat aceeași grupare politică. Grupare extremistă, xenofobă, antisemită, o grupare care și-a făcut un titlu de glorie din a agresa verbal și fizic cei care nu au aceeași opinie. Asta nu înseamnă democrație. Înseamnă legea pumnului și nu vom tolera așa ceva. Voi propune în biroul Parlamentului Reunite să găsim sancțiuni clare și dure pentru cei care vor face astfel de gesturi în viitor. Totuși, și acolo astăzi erau chestori care nu și-au făcut treaba. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Dar este o situație îngrozitoare, o imagine pe care nu credeam că o vedem, dar am văzut-o atunci când colegul tot de la PNL, Florin Roman, a fost agresat, țineți minte, atunci era o grupare a USR AUR și atunci a fost momentul când AUR a fost legitimat de cei de la USR, iar astăzi vedem ce se întâmplă. Cred că după acest incident vom vedea Parlamentul că va lua măsuri mai dure, nu doar o sancțiune sau un avertisment, împotriva celor care nu respectă regulile, nu mai spun de reguli de igienă și erau de distanțare socială, etc. Acolo au fost multe încălcări, dar agresivitatea pe care am văzut-o astăzi acolo nu și-are loc în Parlamentul României. Ar fi bine să-i vedem că vin și cu proiecte de legi care trec cu aceeași agresivitate, dar nu avem timp de la acești parlamentari decât violență verbală, fizică, și cam atât. Ne aducem aminte de ce s-a întâmplat pe 21 decembrie la Parlament. Exact. Sub conducerea celuiași lider politic. Întrebarea este dacă e doar o senzație sau într-adevăr atmosfera pare să... violența pare să escaladeze în Parlament. Nu, este clar că aici noi trebuia să acționăm în Parlament mult mai rapid. Trebuia reacționat după... Concret, ce ar trebui să se întâmple? Trebuia să fie sancționați cei care l-au atacat pe Florin Roman atunci când a fost vorba de moțiune. De atunci trebuiau luate măsuri. Dacă erau măsuri luate atunci cu plângeri penale din acel moment, să știți că nu se ajungea astăzi aici. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu toți cei care au intrat atunci în curtea Parlamentului, unde sunt, dacă sunt anchete în curs sau nu, dacă vom vedea, dar și acolo toți acei oameni trebuie sancționați și astăzi, îmi pare bine, colegul meu, ministrul Virgil Popescu a depus plângere penală, este exact ceea ce trebuia să facă și sper ca instituția statului să-și facă treaba cu celeritate. Cum am văzut că și-au făcut-o și în unele cazuri în ultimul timp, vreau și ei să văd că își vor face treaba cu celeritate. Un comentariu făcut de la tribună de Dan Barna de această dată, după ce s-a consumat incidentul, nu a existat unanimitate pentru oprirea ședinței, motiv pentru care a continuat, dar parlamentarii PNL, PSD și UDMR s-au retras din sală, au rămas parlamentarii USR și au urcat să dezbată moțiunea. Evident. Și Dan Barna v-a acuzat pe dumneavoastră peneliștii că vă folosiți de acest incident violent ca să nu participați la dezbaterea moțiunii. Știți, cine se aseamănă se adună. Au rămas din nou în Parlament, AUR și USR astăzi, după acest eveniment. Puteau, de ce spuneți puțin... cine se aseamănă se adună? Pentru că le faceți același, opină, celor de la USR? Același comportament se pare că este din nou susținut public de cei de la USR. Comportamentul celor de la AUR este a doua oară când o fac. Cred că astăzi puteau, din respect pentru democrație, pentru public, pentru români, pentru societatea românească, să facă un pas lateral, să se dezică de AUR, dar văd că și astăzi au stat lângă AUR, ceea ce, nu știu, arată foarte clar direcția în care o ia USR. Deci, dumneavoastră, credeți că dacă George Simion va fi sancționat mai dur de autoritățile statului, nu de Parlament? Și de Parlament și de autoritățile statului. Parlamentul ce ar trebui să-i facă? Vom vedea ce putem să facem în regulament ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple. Eu cred că astăzi trebuiau chestorii să intervine, să-l ia, să-l scoată din sală. Pe George Simion, nu pe ministru. Și după aceea ministrul putea să depună plângere.
Nu știu, până la urmă trebuie să vedem dacă este ok ca un parlamentar să vină lângă un vorbitor. În Parlamentul României poți să-ți exprimi public opinia la microfon. Nimeni nu îi oprește. Și eu când am prezidat, ați văzut, și o ședință solemnă, i-am lăsat, deși aveau 3 minute, i-am lăsat să vorbească 10, 15, să spună ce au de spus, să-i așa îi vede lumea cine sunt. Dar să vii și să agresezi fizic pe cineva trebuie sancționat și de Parlament și de autoritățile române. Aveți o mare nemulțumire în legătură cu partenerii de coaliție de la PSD, pe care îi acuzați că plătesc o campanie online împotriva dumneavoastră. E vorba de o postare, un film al tineretului social-democrat. Și în seara asta, după amiaza asta, ați avut ocazia să vă întâlniți cu Marcel Ciolacu, președintele PSD. Cum ați lămurit-o? Pentru mine trebuie să fie lucruri foarte clare. Eu am fost și sunt foarte onest, transparent. Vreau să mi se spună foarte clar în ce direcție mergem, dacă mergem împreună. Noi am făcut un compromis în această guvernare și suntem la guvernare cu Partidul Social Democrat. Dar dacă suntem la guvernare doar să, și apoi să fim cei care încasează și să închidem ochii de fiecare dată și apoi să fim arătați tot noi cu degetul că nu vrem să meargă această coaliție, nu voi accepta. Astfel de practici trebuie să se termine, dacă vrem să mergem mai departe. Asta a fost mesajul și pentru în coaliție și acesta va fi mesajul meu tot timpul. Dacă vrem să mergem mai departe, atacuri plătite de ce spuneți de că partide, e plătit acest atac? Era o campanie online finanțată, sponsorizată. Deci era o campanie sponsorizată, e public cât a fost sponsorizată, cât timp a fost sponsorizată. Nu pot să spui că este doar o postare, a pus-o cineva. Nu, când deja există în spate o campanie de sponsorizare, este clar că cineva a vrut să facă acest lucru. Există o strategie care merge în toate foarte bine. Dacă asta este, să o știm. Ok, am înțeles, este strategia celor social-democraților de a fi așa, cred ei că pot să meargă mai departe în coaliție, dar eu sper că nu. Pentru că împreună noi am făcut acest compromis pentru a duce la implementare un program de guvernare. Un program de guvernare care astăzi tot Partidul Național Liberal este cel care a închis ochii. Nu avem în program de guvernare 7% investiții. Vorbim despre asta imediat. Ați văzut reacția purtătorului de cuvânt PSD în legătură cu acest filmuleț? Nu. Spune că el nu conține niciun neadevăr. Mai mult de atât ce să spun. Eu am spus și am avut de spus în coaliție. Dacă vor merge în aceeași direcție, bineînțeles, Partidul Național Liberal își va discuta, dar, repet, trebuie să fie foarte clar dacă vor să fie sau nu cu noi parteneri. În acest compromis, un compromis pe care l-am agreat să facem să trecem în România prin această perioadă dificilă, avem un program de guvernare cu obiective pe care le-am pus acolo și am închis ochii la multe lucruri. Repet, astăzi, în program de guvernare, doar Partidul Național Liberal a închis ochii când un program de guvernare cu 7% de investiții nu a fost implementat o săptămână mai târziu în buget. Toate celelalte măsuri ale socialdemocraților, care au însemnat cheltuieli de la buget permanente, care nu sunt, așa cum defensc economiștii, productive, au fost incluse în buget. Singura cheltuială de la buget care aduce randament pozitiv și care ar fi ajutat să creștem celelalte cheltuieli în viitor, nu a fost făcută. Și vă spun de ce trebuia să... despre care vorbiți. Exact. Și anul trecut, investițiile în buget, ci dar curiozitatea să se uite, la final au fost executate 96%. Deci bugetul investițiilor a fost executat 96%. Asta a putut să facă anul trecut să ai o creștere economică mai mare decât estimată la începutul anului. Asta a ajutat să ai venituri mai mari la buget. De asta am vrut și anul acesta să avem investițiile mai mari în buget, pentru a ne asigura că această creștere economică va continua și în perioada următoare. Sunteți mulțumit de premierul Nicolae Ciucă? Da, bineînțeles. Nu e atent la acest 7% despre care vorbiți, sau e atent? Dați seama că noi discutăm în coaliție, discutăm în Partidul Național Liberal. Dacă am ceva de spus, voi spune acolo dacă trebuie ceva îndreptat sau nu. Au fost discuții, de exemplu, am văzut în spațiu public câteva discuții despre, sau în aceste zile, sindicatele din învățământ cumva au avut o înțelegere cu premierul, dar cumva eram tot eu acuzat. Am explicat foarte clar că nu știu despre ce este vorba, n-am fost la nicio discuție, mă voi vedea mâine cu sindicatele din învățământ,
dar acest joc trebuie să se termine. Nu pot să mă acuz pe mine, liderul, președintele PNL, de ceva ce nu am participat, nu am fost parte la nicio discuție, nu știu despre ce a fost vorba. Să înțeleg că aici un reproș pentru Nicolae Ciucă, nu v-a pus la curent. Eu spun, nu, spun că sunt lucruri pe care, când au fost ceva de spus, am spus. Și a fost 7% și foarte bine la dumneavoastră în emisiune, am spus foarte clar că sunt dezamăgit de faptul că nu a fost 7% în buget. Ce am de spus, întotdeauna voi spune în coaliție, așa v-am obișnuit pe dumneavoastră și le-am cerut și celor de la PSD să facă același lucru. Haideți să vorbim în coaliție întâi, să găsim soluțiile în coaliție. Nu să aruncăm în spațiu public tot fel de teme, plafonarea prețurilor la alimente, ca apoi să vedem dacă se poate sau nu se poate. Trebuie să ne gândim foarte clar dacă vrem să mergem în această direcție. Pentru că nu putem ca astă vară să plângem toți pe umerii producătorilor români care aruncau produsele pentru că erau prea ieftine și nu le puteau vinde și acum să venim să spunem că noi vrem să plafonăm prețurile. Este o ipocrizie pe care n-am mai văzut-o. Deci ori pe cine și cum vrem să ajutăm? Trebuie să ne gândim puțin când luăm astfel de măsuri pentru că până la urmă avem o economie de gestionat și cu astfel de mesaje contradictorii nu putem să mergem deci mai departe. Deci să sunteți împotriva plafonării prețurilor alimentelor, oricum ar fi făcută ea? Eu vă ea? Spun că o plafonare sau o intervenție în piață într-un astfel de context duce la penurie. Am fost de acord cu intervenția pe piața prețurilor energiei și la gaze. Acolo am fost de acord, am spus foarte clar, da, și noi susținem acest lucru, vreau să vedem de acum încolo ce vom face, pentru că, până la urmă, trebuie să avem o decizie. Dacă mergem mai departe cu o piață controlată, să nu ne așteptăm că vrea cineva să vină să investească în România, vreodată în acest domeniu. Și vom rămâne cu un sector nedezvoltat. Nu că cei care au venit să investească ar fi investit, că n-au investit. Să știți că suntem, stați puțin, RomGaz, tocmai încheie tranzacția cu Exxon și vom merge, România va investi și avem noi, lângă noi pe cei de la OMV Petrom, care iarăși vor investi și alături de noi pentru a explora gazele din electricitate. Și acolo s-a investit, dar doar de la buget. Dacă permiți să ai o piață mai mare, poți să investești și mai mult. Mai dau un exemplu de ipocrizie, pentru că iarăși în spațiul public... Stați puțin, haideți să nu lăsăm deschis subiectul cu plafonarea prețului alimentelor. Spuneți că ar aduce distorsiuni pe piață. Bineînțeles. Și totuși sunt scumpe alimentele și vor fi și mai scumpe. Care e soluția? Deci, pe de o parte, dacă ne uităm din partea consumatorului, putem să spunem că sunt scumpe. Pe de altă parte, când mă uit la producător, producătorul spune, producător român, vorbesc de producătorii noștri români. Se plâng că prețurile sunt mici, au pierderi, nu merită, aruncă producția. Asta înseamnă că între producător trebuie și consumatorul găsim, exact, final e problema. Și atunci piața este cea care reglează prețul, cererea și oferta, nu intervenția statului. Pentru că intervenția statului astăvară era pentru producător, acum este pentru consumator și niciodată nu se termine. Până la urmă, această piață, și este o piață liberă, va fi reglată de cerere și de ofertă, de producător și de consumator, fără intervenția statului. În momentul în care noi începem să intervenim pe câte puțin în fiecare piață, vom distruge tot ceea ce am câștigat în ultimii ani. Indirect, le spuneți acum românilor că problema e la ei, că... Nu. Ei în continuare cumpără, chit că sunt prețurile mari. Nu, dar asta că dacă nu este n-ar cumpăra, atunci comercianții ar trebui să tragă de prețuri. Deci, ați luat mesajul meu și l-ați întors. Păi ajutați-ne să înțelegem. Eu am spus că, din punctul de vedere al statului, când te uiți, ai două categorii. Producătorii care se plâng că prețurile sunt mici și nu fac față, și consumatorii care spun că prețurile sunt... Și asta e la toate produsele, întotdeauna. Până la urmă, prețul este determinat de cerere și de ofertă. De acord. Nu de intervenția statului. Am fost de acord pe piața energiei să intervenim, deși Partidul Național Liberal nu susține intervenție într-o piață liberă. Piața liberă, apropo, care a fost, sau piața energetică, care a fost liberalizată în 2018, când nu era Partidul Național Liberal la guvernare, și în 2017, pentru consumatorul Cazi. Nu era Partidul Național Liberal la guvernare. Dar, ca să fie clar pentru toată lumea, cine a liberalizat piața. Dar am fost de acord pentru că este... Sunteți împotriva liberalizării pieței? Nu, suntem pentru, dar am fost acuzați că tot noi am liberalizat-o. Asta e o chestiune importantă. A doua chestiune importantă. Calendarul prevedea 2021. 2021 era final. Era final. A fost 2017, 2018 și 2021. Deci au fost mai multe etape. Fără impactul pe care l-am avut acum. Exact. Și atunci am fost de acord să intervenim în piață pentru că a fost un eveniment
nemai văzut, un eveniment ciudat care a putea să justifice o intervenție a statului. Am fost de acord să intervenim în piață, dar trebuie să fim atenți ce facem de acum înainte cu această piață și ce vrem de la această piață, care sunt obiectivele. Apropo de piața liberă și cum se reglează ea, v-ați uitat vreodată pe vreo factură de electricitate, de gaz, ca să vedeți care e tariful și cam cât ar fi o factură, dacă n-ar fi plafonarea și compensarea? Da, și ați văzut în ce hal au mărit și furnizorii tarifele? Da, și acolo avem, de asta avem reglementatul. Vi se pare o operațiune normală de piață? Avem, pentru a vedea dacă piața funcționează sau nu, există instituții ale statului unde sunt oamenii plătiți foarte bine, și ANRE, și ANPC, și Consiliul Concurenței. La ei trebuie să ne uităm și de acolo trebuie să luăm răspunsul, să vedem dacă ceea ce se întâmplă cu aceste facturi este greșit, este manipulat, este doar un fenomen care a apărut așa într-o dată și nu putem să le explicăm. De acolo trebuie să vină răspunsul, nu de la politicieni. Soluțiile, bineînțeles, după aceea vor veni de la experți și noi le vom agrea în coaliție. Ne-ați spus deja coaliție. Că nu sunteți mulțumit de ANRE și totuși nu se întâmplă nimic. Nu știu să fie cineva mulțumit de ANRE. Nu de ANRE. Reglementatorii, eu spun că reglementatorii și aici eu nu includ doar ANRE. Să știți că avem mai multe piețe în România. Și au fost momente când românii nu erau mulțumiți acum câțiva ani și am găsit soluții tot printr-o intervenție în piață cu amânarea ratelor la bancă. Nu erau mulțumiți de sistemul bancar. Da? Acolo este BNR reglementator. Avem probleme pe piața asigurilor, avem ASF reglementator. Piața energetică, avem ANRE reglementator. Prea mult timp, aceste instituții reglementatoare care sunt în subordinea Parlamentului României, nu au trecut, sau raportul de activitate al acestor instituții a trecut prin Parlament fără prea multă analiză, prea mult timp. Poate e momentul ca parlamentarii României, atunci când vine un raport de anual al unui astfel de instituții, să-l analizeze cu mai mare atenție. Să vedem care au fost obiectivele, își face treaba sau nu își face treaba acest reglementator. Și acum vedem că e nevoie de reglementatori care să fie specialiști în și nu doar numiți particular, politici. ANRE, de ce este tolerat așa cum este? În acest moment, într-un moment de criză, indiferent, într-un moment de criză, folosim toate resursele. Apărător al furnizorilor. Deci, în acest moment, eu zic că cel mai bine să folosim toate resursele. ANRE, ANPC, Consiliul Concurenței, toate. După ce trece criza, vă garantez că nu vom lăsa lucrurile așa. Și vom analiza și vom vedea exact ce s-a întâmplat. Astăzi avem nevoie de toate resursele pe care le avem pentru a găsi soluții ca să rezolvăm problema pe termen scurt. Dar vă garantez că după ce trece această criză, și va trece, toate crizele trec, vom merge, ne vom uita și vom vedea cum și-au făcut treaba toți reglementatorii. Și eu vă spun că trebuie să ne uităm la toate piețele, nu doar la piața energiei, la toate piețele. Care este explicația dumneavoastră pentru un lucru care e aproape nemai văzut? Furnizori care nu au respectat legea în emiterea facturilor, în calcularea facturilor. Știți să se mai fi întâmplat în vreo țară în care lege să nu fie respectată de niște companii private? Pentru cei care nu respectă legea, bineînțeles că sunt sancțiuni. Și ele trebuie, de ce la noi s-a întâmplat așa ceva? Tu știți că se întâmplă, asta se întâmplă lucruri poate diferite. Se întâmplă să încalce legea. Nu e pentru că e stat fără companii care nu, nu pentru că acești furnizori nu au fost niciodată trași de mânecă. Este posibil. Să respecte legea. Este posibil. Să se gândească la consumatori. Și acum ne vom uita ca toți cei care au încălcat legea să răspundă. Sancțiunile sunt acolo și vor trebui să plătească pentru asta. Să știți că există încălcarea legii și în alte țări și lumea și cei care o încalcă răspund. Așa este și aici și este normal. Cine încalcă legea trebuie să răspundă. Exact, ați început emisiunea cu incidentul din Parlamentul României. Cine încalcă legea trebuie să răspundă. Da. Așa este și în cazul dacă se întâmplă prompt și exact în spiritul și litera legii, atunci alții se vor mai gândi vor înainte atenți. Să mai facă asta. Bineînțeles. Numai că senzația e că în România este cam stat fără câini. Nu, eu cred că ne adică uităm legea... acum, suntem în mijlocul, nu este chiar așa, dar ne uităm acum la un eveniment care s-a întâmplat și, e adevărat, încercăm să o rezolvăm o problemă care putea să fie evitată dacă erau făcute investiții ani de zile. Că până la urmă, să știți că tot ce facem noi acum nu aș decât pe termen foarte scurt. Și de aceea tot țip și eu nu de tot ANRE era chemat să verifice dacă respectivele companii își respectă contractele. Vedeți, eu, din momentul în care am ajuns la Ministerul Finanțelor, am avut un singur scop, acela de a
aloca mai multe resurse în buget pentru investiții. Nu au fost alocate 30 de ani de zile. Și s-a văzut imediat și în 2020 și în 2021, s-a văzut că atunci când aduci mai mulți bani la investiții, economia răspunde, se extinde, pentru că este o economie care este înfometată pentru investiții. Deci de aceea reacționează imediat. Da, și care are loc să crească. Exact. Așa vom face și aici. Este nevoie, v-am spus, cred că data trecută am spus la dumneavoastră în emisiune, că voi cere în coaliție, dar trebuie să găsim soluția pe termen scurt acum, un pact. Și dacă vrea și USR să fie parte la acest pact, este binevenit acest partid, prin care să ne asigurăm că în fiecare an vom aloca pentru investiții în energie o sumă, un procent din PIB. Astfel încât să facem un obiectiv ca în 2026, și este posibil, 2026-2027, România să aibă securitate energetică. Trebuie să ne asumăm acest obiectiv, mai ales când am văzut această situație. Se pare că doar așa putem să investim, să creăm aceste capacități în România, când avem un pact transpartinic. Cum e pentru dumneavoastră să aflați că prețul la care vinde RomGaz e mai mare decât prețul la care noi cumpărăm prin intermediar gaz de la Gazprom? Vedeți, atunci iarăși piața a avut câteva distorsiuni majore. Contactele bilaterale au fost după ce m-am vrut cu băieții deștepți, știți foarte bine. În acel moment, contactele bilaterale au fost, n-au fost de zi, dar nu s-au mai făcut. Acum ne dăm seama că, de fapt, era nevoie. Deci, e nevoie de moderație. Da, ceea ce s-a întâmplat, ca orice criză prin care treci, trebuie să înveți ceva din ea. Și aici sunt multe de învățat. Nu să împingeți direcția către ANRE și aveți dreptate. Eu spun că sunt mai mulți actori în piață la care trebuie să ne uităm și toți trebuie să tragem concluzia pentru a vedea cum facem ca această piață se dezvolte în viitor. Dar vă spun că fără investiții, deci dacă noi mergem acum și dăm înapoi și mergem în direcția și spunem, da, noi nu se poate cu piața de reglementare, vom merge spre reglementare, că e mai safe, vă spun că nu vom avea bani să investim. Doar de la buget vom putea face acest lucru. Dumneavoastră, când v-a fost clar, în timp, când v-a fost clar cât de mare este impactul scumpirilor în facturi? Nu, eu astăzi... În septembrie, în octombrie, când? Avut, dacă vă aduceți aminte, am avut discuții cu cei din energie astă vară. Cred că era iulie-august, deci cred că era iunie-iulie-august, în acea perioadă. Am avut cu toată... și cu Opcom, cei care se ocupă de prețul pe piață, și cu Transelectrica, cu toată lumea, atunci am înțeles de fapt că dacă nu se făceau, au fost câteva investiții minime făcute în ultimii ani de interconectivitate. Situația a fost mult mai gravă. Mi-am dat seama că s-ar putea să fie o problemă când am fost la Bruxelles și le-am explicat că în România nu poate să meargă în același ritm cu Germania în ceea ce privește eliminarea surselor de energie pe gaz, de exemplu, pentru că România are o altă structură a economiei și am spus că dacă ne împingem, ne ducem în direcția asta, s-ar putea ca România să fie un șoc și uite că avem acest șoc. Deci sunt multe lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul, dar este adevărat, această criză a prins România și a arătat că dacă nu investești într-un sector, rămâi cu probleme. Deci la începutul toamnei dumneavoastră vă era clar ce urma să se întâmple? Da, nu știam deci că... Deci au venit măsurile atât de târziu? Vă dați seama, am venit cu măsurile, cred că ordonanța a fost luată cu mult înainte de pentru începutul 1 noiembrie. Deci ordonanța pe care am dat-o se referea la facturile de la 1 noiembrie inclusiv. Deci pentru lunile de iarnă s-a dat la timp ordonanța. Problema a fost ce spuneți dumneavoastră, că nu a fost aplicată. Nu a fost aplicată exact, și după aceea a fost nevoie de măsuri suplimentare. Da, da, s-au făcut măsuri suplimentare. Pentru că impactul a fost mult mai mare decât a prevăzut. De la 33% s-a dus la 40%. Deci nu este o diferență. Și e perfect, foarte bine că s-a dus acolo. Vă dați seama, eu vreau să vă aduc aminte. Există suspiciunea. Cum am făcut și cu IMM Invest, cum am făcut și cu celelalte măsuri. Am venit cu o variantă. Am văzut cum a funcționat și apoi a fost îmbunătățită. Aici și aici. Am venit cu o variantă, nu știa nimeni unde se vor duce prețurile, deci știam că va fi un șoc. Lunile noiembrie-decembrie au fost pe 33%. S-a văzut că poate, dar aici a fost o problemă, că n-a fost aplicată legea și cum trebuia. Și apoi s-a venit cu o altă măsură care a suplimentat. Există suspiciunea că guvernul i-a convenit ce se întâmplă, pentru că încasa gras din aceste scumpiri. Acei bani s-au dus toți pe compensarea facturilor. Ori eu făceam invers. Deci întrebarea, de cine a fost făcută schema asta de la început? Deci schema a fost făcută începând cu 1 noiembrie, pentru că atunci erau lunile de iarnă. Este simplu. A fost făcută cu 1 noiembrie, de atunci începeau lunile de iarnă în care oamenii plăteau pentru energie, pentru căldură.
Atunci vedeam exact exemplele, vedeam că se poate întâmpla ceva. Deci pentru, așa a fost făcută schema, 1 noiembrie, 31 martie. Așa s-a construit, așa este și acum, doar că de la 1 februarie este o altă schemă de compensare. Ce se va întâmpla în primăvară? Acum așteptăm de la guvern, pentru că aici este iarăși important. Ne trebuie toată informația. Informația nu este nici la Partidul Național Liberal, nici la Partidul Social Democrat. Informația este la ministere, la experți, la NRE, la toate aceste companii care sunt implicate, reglementatori și companii care sunt implicate în piață. Ei trebuie să ne dea cifrele reale. Mă aștept ca ministrul Popescu să vină în coaliție cu mai multe variante, 2 sau 3 variante, și vedem ce alegem mai departe. Există o variantă în care putem să mergem cu o reglementare pentru piața de consumator casnic și poate IMM-uri, pe o perioadă de 6 luni ne permite tratatul. Aici, iarăși, vreau să fim foarte atenți, pentru că dacă facem 6 luni, facem exact perioada de vară, când nu prea e consum. Și atunci trebuie să fim atenți, dacă o facem din anul viitor la 1 noiembrie. Dar haideți să așteptăm soluții de la profesioniști. Vin profesioniștii cu soluțiile câteva și apoi vom decide politica care este cea mai bună și care, din punctul meu de vedere, distorsionează cel mai puțin piața. Pentru că, repet, sunt câteva investiții care sunt pe punctul de a începe și un semnal că România trece din nou la piața reglementată și va fi pe termen lung, va fi înțeles ca un stop al acestor investiții. Va exista vreo nemulțumire, vreun soi de decont pentru ministrul Virgil Popescu la PNL în ceea ce vă privește? Sunteți mulțumit de Virgil Popescu? Aștept soluțiile. Să vină cu soluțiile mai... Virgil Popescu încearcă, a venit și până acum cu soluții, așteptăm și soluțiile în continuare, să vedem ce putem să facem în continuare. În rest, bineînțeles că sunt discuții și în partid, este loc de mai bine peste tot. Eu am spus, nu doar despre Virgil, pentru toți miniștrii, că aș vrea mai multe soluții și mai puțin pe la televizor. Știu că poate asta nu vă cunoaște noastră, dar eu aș vrea să vină la televizor atunci când dau ceva de spus. Deci e o nemulțumire în PNL în legătură cu Virgil Popescu? Nu. Eu acum vorbesc de opinia mea pentru... am făcut o trecere la cum văd eu guvernul. Pentru că eu am, așa cum am făcut și anul trecut, eu am un stil al meu de a evalua, mă uit la fiecare ministru în parte, fac o evaluare și apoi anunț. Nu spun înainte nimic. Anul trecut am făcut 3 remanieri. De fiecare dată după ce am făcut o remaniere a fost mai bine la ministerul respectiv. De aceea mă uit foarte atent la performanța fiecărui ministru, mă uit la programul de guvernare și, bineînțeles, după aceea îmi voi spune părerea. Dar aș vrea, repet, acum să-i văd mai mult la televizor pe miniștri, toți miniștri din guvern, să vină să spună ce au făcut. Nu ce ar dori să facă, dar nu-i lasă nu știu cine, sau ar face dacă s-ar alinia toate stelele și așa mai departe. Nu. Ce au făcut... Cum îi ajută pe români să mergem mai departe. Asta aș prefera eu să comunice miniștrii. În PSD, care este starea de spirit în legătură cu Virgil Popescu? Nu știu, bine, acolo sunt și declarații politice, sunt și declarații, așa, vă dați seama, și în PNL sunt discuții despre miniștrii PSD, sunt sigur că și în PSD sunt discuții despre miniștrii PNL. Vă întreb imediat de domnul Budăi, imediat. Este o competiție. Dar despre domnul ministru Virgil Popescu, întrebarea despre starea de spirit? Este aceeași cerință pe care o avem toți de a veni cu câteva soluții. Ministrul Popescu va veni în coaliție cu câteva propuneri și acolo vom decide politic. Pentru că vă așteptați să fie voturi de la PSD pentru moțiunea împotriva lui Virgil Popescu? Nu. Nu vă așteptați să fie niciunul? Nu mă aștept să fie niciunul. Dacă vor fi? Aici vom vedea în coaliție de ce au fost și cine au fost, vom discuta după aceea. Dar nu cred că vor fi voturi pentru moțiune. De la PSD sau UDMR sau de la minorități. Despre domnul Budăi, Marius Budăi, ministrul muncii? Sunt discuții, bineînțeles că sunt discuții, dar sunt discuții, bineînțeles că Partidul Național Liberal, colegii mei, nu se simt foarte bine că suntem acuzați întotdeauna la televizor de ceva ce nu s-a întâmplat. Și cred că aici am spus și în coaliție, am spus și public, ca să încheiem această discuție despre PNRR, cel mai bine ar fi ca domnul ministru, împreună cu prim-ministru, să meargă la Bruxelles, să vadă dacă pot să renegocieze. Cum vor să renegocieze? Acolo trebuie să duci cu legea pensiilor, cu impact bugetar, etc., etc. Dar sunt sigur că știu ce să facă. Și apoi să vină apoi să spună, am luat asta sau nu am obținut asta. Decât să stăm la televizor să spunem, noi vrem... României poate negocia și un ministru?
Nu, împreună cu prim-ministru. Împreună cu prim-ministru. Da. Adică dumneavoastră credeți că prim-ministru și-ar asuma un astfel de șantier? Nu știu, vă dați seama. Deci domnul ministru trebuie să-l convingă pe prim-ministru. Ideea este alta. Domnul prim-ministru ați văzut că a declarat, că a stat de vorbă cu domnul Budăi și a înțeles că e prea puțin. Domnul Prelceanu, eu anul trecut, când era să pierdem banii din împrumuturi din PNRR, m-am urcat frumos în avion, m-am dus la Bruxelles, m-am întâlnit cu toți liderii și am convins ca România să primească încă 15 miliarde de euro, că merită. Așa se poate face și acum. Dacă cineva are puterea și poate să ducă la Bruxelles să spună, domne, în România la pensii trebuie să fie 10,5% și vom ajusta noi deficitul, etc., să-i convingă pe cei de la Comisia Europeană, pentru că acolo PNRR-ul este aprobat în Ecofin. Da? Deci este un impact bugetar. Eu voi fi primul care vă spune, da, merge mai departe. Nu pe noi trebuie să ne convingă de la Partidul Național Liberal. Eu voi susține o soluție care vine, o soluție sustenabilă, care se încadrează în parametrii deficitului agreată cu Comisia. Dar cineva trebuie să urce în avion, să meargă la Bruxelles să vorbească cu oamenii ăia. Că noi aici la televizor, dacă doar spunem, domnul ministru iese și spune că PNL nu e de acord, nu rezolvă problema. Eu pot să fiu și de acord. Nu ajută cu nimic. Tot la Bruxelles trebuie să fie luată decizia și de aceea să nu mai pierdem timpul, să nu mai pierdă timpul. Domnul ministru se urce în avion, se meargă la Bruxelles să vină înapoi să ne spună ce s-a întâmplat acolo. Până în alta, domnul ministru are ceva de livrat în primăvara asta și de asta depinde PNRR-ul, dar ne veți explica lucrurile astea după o scurtă pauză, ne întoarcem. Cu președintele PNL și președintele al Senatului României, Florin Câțu, e în pericol PNRR-ul, domnule Câțu? Sunt 24 de jaloane care trebuiesc bifate la 31 martie. E mult de muncă. E dintre mult de muncă deocamdată și vă dați seama că sunt reforme clare. Și revenind la discuția pe care o aveam înainte... E bifat vreunul dintre cele 24? Nu știu, nu am informația în acest moment. Vom vedea la 31 Demerile martie. Demerile dumneavoastră cele mai mari care sunt? Sunt că nu ne concentrăm pe PNRR, pentru că înseamnă reforme. Și reformele, bineînțeles, că nu sunt întotdeauna agreate de toată lumea. De aceea vin cu investiții. Este cel mai bun mod de a face reforme. Ai reforme și investești ca să poți să mergi mai departe. Iar una dintre reforme aici, la 31 martie, este legată de sustenabilitatea pilonului 2 de pensii. Iarăși un lucru foarte, foarte important pentru noi. E vorba de sistem de salarizare, de legea salarizării, iarăși trebuie să calculăm impactul legea salarizării. Sunt subiectele ministrului Budăi. Și sunt și pe transportul, sunt mai mult. Vom vedea la 31 martie. Aceea spun că e foarte important să decidem ce facem. Cei de la comisie vor să vadă că facem ceva. Noi am luat niște bani în avans, e adevărat. Au fost folosiți pentru proiectele care au mers foarte bine. Conectarea caselor de marcat. Sunt peste 500.000 de case astăzi și vă aduc aminte, când am venit în 2020 la Ministerul Finanțelor, nu era niciuna. Și era un proiect pe care tot lumea spunea cum se poate face. Ei, astăzi sunt conectate. Ne lăsați să înțelegem că domnul Budăi e în urmă? Nu știu în acest moment. Eu sper că nu. Pe 31 martie... Și dumneavoastră veți afla deodată cu noi toți? Pe 31 martie vom vedea... Că am luat examenul sau l-am picat? Nu a fost prezentată în coaliție nicio situație a ceea ce se întâmplă în PNRR până acest moment. Deci nu aș putea să vă spun acum care este situația. Eu cred că la fiecare minister oamenii sunt angrenați, muncesc pentru a face acest, pentru a îndeplini aceste jalane. Dar vă spun că este un maraton. Le avem pe acestea, vin următoarele. 30 de miliarde de euro să fie investiți în România, între care 14 miliarde gratis, iar ceilalți la o dobândă pe care nu o puteam imagina niciodată, vin, e adevărat, cu acest lucru atașat, reformă. Gândiți-vă că pentru noi tot oricum trebuia să investim în transporturi. Da? Trebuia să ne împrumutăm oricum. Și am avut această șansă să luăm bani de la Comisia Europeană cu dobândă zero, aproape. Pentru a investi, pentru a dezvolta România. Dar bineînțeles, cei care ne ajută în acest moment doresc ca România să fie o economie modernă, ca să poată să producă, să plătească banii înapoi. De aceea e nevoie de aceste reforme. Mai mult, noi nu facem aceste reforme și eu nu am fost de acord să facem aceste reforme pentru că vrea cineva de afară. Nu! Pentru că eu cred și fiecare membru al Partidului Național Liberal crede și fiecare om de bun simț din România crede că cei care lucrează în sectorul public trebuie să aibă un venit legat de performanță.
Nu cred că e cineva care să spună că nu ar trebui așa. Crede că pensiile trebuie să fie legate de contributivitate. De aceea am pus aceste reforme acolo. Trebuie să dispară inechitățile din sistemul de pensii. Toate sunt acolo, nu pentru că vrea cineva de afară. Pentru că noi suntem întârziați cu această reformă, dar noi toți le vrem. Deci și acum avem șansa noastră. E în pericol PNRR-ul? 31 martie, spune. E aproape, e departe. În acest moment aș spune că nu. În acest moment nu. În acest moment aș spune că nu. Există vreun pericol de criză în 2022 și vă întreb asta pentru că e foarte posibil, scumpirile par să nu se mai oprească și e foarte posibil ca apetitul românilor de a cumpăra să se mai tempereze. Mai există și posibilitatea ca banii să devină atât de scumpi, în primul rând pentru țară, încât să nu ne mai putem permite să ne împrumutăm. Și atunci, ce se întâmplă? Este în momentul acesta un sistem, un context economic global dificil. Dar nu e prima oară. A fost și în 2020, a fost și în 2021. Trebuie să găsim soluții. Și asta este rolul guvernului și al experților din guvern, să vină cu soluții. E adevărat, de fiecare dată problemele sunt diferite. Acum ne confundăm cu un mediu economic inflaționist. Asta este problema pe care o avem. Unde soluțiile sunt diferite de cele pe care aveam în 2020, problemele pe care aveam în 2020, deci soluțiile pentru 2020, când economia a fost închisă două luni de zile. Sunt cu totul și cu totul alte probleme, dar la fel de complicate. Există pericolul să piară apetitul de a cumpăra al românilor? Dacă nu luăm bani la investiții, să-i folosim pentru altceva, nu vom intra în criză. Dacă în continuare vom arăta investitorilor și celor care ne finanțează că România a intrat pe un drum în 2020-2021 și merge pe același drum, eu vă spun că vom merge și vom depăși și crește economic în acest an. Orice derapaj populist, susținut de măsuri populiste, va crește șansele unei crize majore în 2022. Există presiune pentru derapaj populist? Există, întotdeauna există, dar este datoria noastră a politicilor și de aceea este Partidul Național Liberal în guvern ca să se asigure că aceste derapaje populiste nu vor care fi... Care e cel mai mare risc de derapaj populist? Să luăm banii de la investiții, și? Să-i tăiem și să-i aruncăm pe alte cheltuieli care nu vor duce la o creștere economică. Sustenabilă pe termen mediu și lung. Iarăși un risc este să nu facă reforme. Dar acela... Deci, ca să fie foarte clar pentru toți românii. Dacă nu facem aceste reforme, condamnăm România la aceeași subdezvoltare pe care o vedem și această băltire, această situație în care stăm la coada Europei pentru încă 30 de ani de zile. Avem o șansă acum. Sunt 80 de miliarde de euro care vin în România prin PNRR și fonduri europene, plus bani de la buget. Nu aveți trebuie doar să facem reformă, atât. Nu aveți decât să vă convingeți partenerii de guvernare, pentru că pare să fie cheia acolo, între dumneavoastră. Că românii știu. Reformele sunt acolo. Nu cred. Eu vă spun că nu cred că există un ministru în guvern astăzi care să-și permită să spună că nu vrea să facă o anumită reformă sau nu o face, să spună românilor că n-a luat nu știu câte miliarde de euro. Eu nu cred că există așa ceva. Toți miniștrii sunt siguri că vor munci și vor face tot ce ține de ei să facem aceste reforme ca să luăm acești bani. Florin Cățu. Sunt 30 de miliarde de euro. Ați spus în seara asta de mai multe ori, ați mai spus-o și altă dată, că ați făcut un compromis, ați făcut un compromis să faceți guvern cu cei de la PSD. Da, pentru ce, Florin Cățu? Ce s-a întâmplat în pentru acum? A implementa PNRR, pentru a avea stabilitate politică în România și de aceea și mesajele mele către partenerii de coaliție să ne spună foarte clar ce vor, în ce direcție vor să meargă. Stabilitate politică? Stabilitate avem în acest moment. Avem un guvern care are 70% susținere în Parlamentul României. Deci ar putea să treacă orice proiect de lege rapid ce este nevoie pentru a implementa aceste măsuri. PNRR-ul, PNI-ul, fondurile europene, avem susținerea parlamentară, avem 70%. Trebuie doar voința politică să mergem mai departe. Partidul Național Liberal nu va abdica de la aceste principii. Și marele proiect? Marele proiect este ce? O Românie dezvoltată. O Românie care să folosească acești 80 de miliarde, să facă un salt în dezvoltare în Uniunea Europeană, să depășească țări. Am depășit Ungaria. Dar aveți îndoieli. Aveți îndoieli că vom obține lucrurile astea. Ne vorbiți în seara asta de pericole. Sunt pericole tot timpul. Bineînțeles că nimic nu este garantat. Este mult de muncă și este, pentru foarte mulți dintre oamenii politici, înseamnă și sacrificiu. Eu când am început anul trecut, țineți minte, guvernarea, am spus foarte clar că nu mă interesează costul politic pe care îl voi plăti pentru că voi face reformă.
Există un cost politic atunci când faci reformă. Și își asumă toți cei care intră în politică și merg la vot. Ce reformă ați făcut? Anul trecut au fost câteva reforme făcute, după aceea, bineînțeles că am intrat în acea criză politică și nu s-a mai putut merge mai departe. Dar PNRR-ul a fost adoptat anul trecut. A fost complicat, ni s-a spus că nu se poate, dar s-a făcut. În timp ce gestionam și o criză de sănătate, în timp ce aveam de cumpărat și vaccin, să finanțăm și creștere de pensii pe care le-am făcut și, apropo, vorbind de pensii, tot Partidul Național Liberal este cel care a făcut cea mai mare creștere a punctului de pensie. Nu Partidul Social Democrat. Pentru că erați la putere. Da, dar 3 ani înainte au fost alții la putere și n-au făcut-o. Tot este despre... concursul PSD-PNL, nu, este vorba despre, care este mai darnic cu pensionarii. Nu, este vorba despre prioritizări. Am spus foarte clar că nu se poate 40, s-a putut 14. Dar în același timp am și investit cel mai mult în acea perioadă ca să putem să plătim în continuare pensii, în continuare salarii crescute, în continuare alocații mărite și așa mai departe. Fără investiții, și de aceea Partidul Național Liberal ține foarte mult și este, vă spun, o linie roșie. Trebuie să revenim la 7% în bugetați. Vom vedea. Vreau să văd și execuția după aceea. Florin Cîțu, cui spuneți asta? Da, le spun și românilor, e bine le să spun știm, și celor din Partidul Național Liberal și, mai cui spuneți, și partenerul de coaliție. Din timp pentru și partenerul de coaliție. Pentru că în buget nu e. Nu este astăzi și atunci... am spus, am trecut peste acest moment, dar la rectificare, premierul și-a luat angajamentul că la rectificare va fi pus 7% în buget. Când se termină puseul inflaționist? Se va întâmpla anul ăsta să vedem prețurile să mai și scadă sau măcar să rămână? Este complicat în acest moment... Există acest puseu inflaționist, fără o acțiune puternică a băncii centrale, nu cred că va pleca de la sine. Doar că o acțiune puternică a băncii centrale s-ar putea să pună puțin frână economiei. Deci este un echilibru fragil care trebuie gestionat, dar am încredere în experții băncii centrale. Dar până la urmă, întrebarea este dacă inflația ajunge peste 10%, dacă lupta cu inflația este pierdută sau nu. Aici, iarăși, experții vor trebui să vină să spună. Vă spun că în momentul când inflația, dacă ajunge peste 10% și merge la 11, 12, 13, va fi complicat fără costuri să reducem rata inflației, fără costuri în economie. Și în aceste condiții, toate majorările programate își mai au rostul? În aceste condiții, guvernul are o singură variantă, să investească. Este singurul mod prin care poate să mai ține economia. Dar pentru că și să aibă tentația de a le da oamenilor suficient în așa fel încât trebuie să acopere această creștere de prețuri. Aici, în cei din sectorul privat vor negocia cu angajatorii și acolo se fac negocierile. Cei din sectorul public, bineînțeles, vor negocia cu guvernul aceste creșteri salariale. Acum, vedeți, guvernul a făcut un lucru care pe mine m-a surprins, o investiție în fondul proprietatea, o investiție în fondul proprietatea de 190 de milioane de lei. În același timp spune că nu sunt bani pentru nu știu ce creșteri. Până la urmă trebuie să fim transparenți cu românii, să le spunem ce vrem să facem. Premierul ce v-a spus despre această manevră? Nu am discutat despre acest lucru cu premierul, dar vom discuta înțeleg la următoarea coaliție. Înțeleg că vă dezamăgește sau cel puțin nu, vă nedumerește. Este o nedumerire a mea când spui că nu ai bani pentru ceva, dar 190 de milioane îi împingi în fondul proprietatea, unde nu cred că era o prioritate acum. Bineînțeles, dacă coleg și de celelalte mesaje că nu vrem să ne vindem țara, între ghilimele, devine în ce în ce mai neînțeleasă această acțiune. Mulțumesc, Florin Cîțu, președintele